Nașterea, viața, boala, moartea, toate dintre aceste evenimente au căpătat, încă din vremuri foarte îndepărtate, o semnificație aparte. Schimbările, evoluția și dispariția au fascinat și provocat mintea umană de a le înțelege și justifica. Necunoscutul a fost așadar și continuă să fie factorul cel mai puternic care pornește motorul minții umane și o face să plece în peregrinări, să caute răspunsuri în domenii precum știință, filozofie sau religie. Un important și interesant rol în această căutare a sensului vieții îl joacă datinile, tradițiile și superstițiile. Toate acestea au guvernat lumea omului antic și continuă să își manifeste influența și asupra omului modern. Înrudite cu folclorul, influențate de religie, erupte din sânul psihologiei, superstițiile și-au făcut simțită prezența încă din mezolitic, adică de acum aproximativ 10.000 de ani. Triburile încep să-și construiască un sistem de valori prin care încercau să confere o semnificație spirituală lumii din jur, iar această primă creionare a unui univers care s-a desprins de cel pământean a fost transmisă mai departe. Adesea, în cadrul comunicării, informațiile, felul în care sunt transmise informațiile, simbolurile, felul în care percep și se transmit aceste simboluri, e esențială și asta a creat, de fapt, bogăția extraordinară a oricărui popor. Considerate a fi credințe iraționale conform cărora evenimentele viitoare pot fi prezise de anumite comportamente și întâmplări, superstițiile au reușit să capete o conotație negativă începând cu secolul al IV-lea înainte de Hristos. Deși condamnate ulterior de lumea ecleziastică, ele nu au încetat niciodată din a fi practicate. Născuți sub semnul fatalității și cu o puternică predispoziție spre lumea magică compusă de opotrivă din elemente creștin-religioase, dar și din credința în blesteme, ființe supranaturale, noroc și ghinion, românii au îmbrățișat, păstrat și îmbogățit tezaurul datinilor. Pe teritoriul țării, superstițiile au pătruns cu ușurință, având în vedere influența puternică pe care alte popoare au manifestat-o. Începând de la daco-romanii, la slavi și otomani, continuând cu germanii sau maghiarii, fiecare dintre aceste neamuri și-au adus contribuția în credințele colective românești, într-un mental îmbibat în lumea bazmului, a necunoscutului și a misticului. Oamenii ajung să creadă în anumite lucruri, în anumite tipuri de situații. De ce nu e bine să te întorci înapoi? De ce nu e bine să îți iasă cineva cu golul în cale? De ce nu e bine ca o femeie însărcinată să privească o pisică sau un om care are o pată pe față sau să privească la un foc sau de ce nu e bine să facem aceste lucruri? În schimb, e bine să stăm întotdeauna puțin pe scaun înainte de a porni la drum, să nu știu, să începem anul nou având niște bănuți în buzunar, să ne trezim de dimineață în ziua de 1 ianuarie și să facem o mulțime de lucruri în ziua respectivă. Teoreticienii comportamentelor magice spun că acestea sunt comportamente simbolice care se bazează pe o mulțime de judecăți implicite. Facem niște lucruri așa cum am dori să ni se întâmple nouă în viitor, nu facem niște lucruri care am dori să nu ni se întâmple nouă în viitor. La toate acestea se adaugă, cred, și o experiență îndelungată a noastră și mici comportamente din acestea pe care ni le auto-reglăm. Eu, de exemplu, nu mă întorc niciodată din drum, chiar dacă uit obiecte de care aș avea nevoie în ziua respectivă. Prefer să pornesc întotdeauna cu dreptul, chiar dacă nu am neapărat o experiență care să-mi sugereze că dacă aș porni cu stângul mi s-ar întâmpla neapărat ceva rău în ziua respectivă.
Sigur, poate că eu nu sunt neapărat o persoană reprezentativă, pentru că deși trăiesc într-un spațiu hiperurban, deși țin prin întreaga mea educație de cultura europeană raționalistă, mă ocup în permanență de această sferă a tradițiilor și sunt convinsă că nu se poate ca toți oamenii să fi fost înapoiați, mistici, retrograzi, practicanți de obiceiuri obscure și superstițioase. În consecință, ceva adevăr va fi fiind în aceste lucruri. Trăind într-o Românie care cuprinde de fapt mai multe românii, fiecare cu un specific și cu un caracter etnografic unic, bănățenii și-au cultivat și ei un sistem de superstiții, credințe și datini care reușește să supraviețuiască și în prezent, chiar dacă la un nivel mai restrâns. Banatul a fost de-a lungul timpului parte componentă a regatului Ungariei, a Imperiului Otoman și a Imperiului Austriac. După primul război mondial a fost împărțit între cele trei state, urmând să devină un spațiu locuit de români, sârbi, maghiari, germani, slovaci, croați, bulgari și alte minorități. Numeroasele etnii care au trăit în vestul țării și-au lăsat amprenta asupra zonei, influențând obiceiurile locului. Astfel, unele datini s-au păstrat din străbuni, altele și-au pierdut semnificația și originea. Cu toate acestea, Banatul rămâne locul unde tradițiile unice s-au format prin contopirea numeroaselor identități culturale. Pentru a înțelege mai bine de ce femeia însărcinată nu are voie să poarte haine înodate, de ce moașa de neam va face prima scăldare ritualică a noului născut sau de ce bocitoarele trebuie să aibă grijă ca lacrimile lor să nu cadă pe obrazul mortului, trebuie să pătrundem prima dată în mentalitatea tradițională a supravieții, a sorții și a morții. În conștiința tradițională există trei lumi, fiecare cu caracteristicile ei specifice, lumea neagră, lumea albă și lumea de dincolo. Imaginea lumii a izvorât din cele două componente fundamentale care au determinat etnogeneza bănățenilor, tradiția folclorică și tradiția creștină. Omul arhaic, iar mai apoi omul tradițional, au văzut trecerea dintr-o vârstă în alta, din neființă în ființă, respectiv din ființă în neființă, ca pe un fenomen extrem de important care ține de divinitate și modul în care individul se raportează la aceasta. Ziua și noaptea, schimbarea anotimpurilor, luna plină, eclipsele, solstițiul și echinocțiul, toate aceste fenomene naturale sunt profund legate printr-o alegorie cu momentele vieții umane. Dualismul este probabil cel mai definitoriu element al mentalului mitic românesc. Cele două forțe, binele și răul, Dumnezeu și diavolul, întunericul și lumina, sunt la baza lumii, iar confruntarea dintre acestea două oferă explicații pentru toate nenorocirile și bucuriile. Viziunea tradițională este marcată de credința în soarta pe care fiecare om trebuie să-și o împlinească, iar pentru a proteja această soartă, omul trebuie să-și ia măsuri de precauție, ritul transformându-se astfel într-o instituție sacră. Miracolul făcea parte din viața cotidiană a omului medieval, însă multe dintre unele aspecte erau considerate la fel ca și cucerirea, ca să zicem așa, Ierusalimului de către musulmani, era considerată de către creștini pedeapsa lui Dumnezeu față de păcatele lor cotidiene. Sufletul este călător, vine din lumea neagră, trăiește în lumea albă și se îndreaptă mai apoi spre lumea de dincolo. De aceea perioada dintre naștere și botez este foarte importantă pentru nou-născut. Copilul va trebui, prin intermediul ritualurilor, să se integreze în existență cu ajutorul familiei, a instituțiilor, dar și a unor personaje speciale. Această integrare se face treptat, fiindcă nou-născutul trebuie să fie desprins și curățat de lumea malefică. Tocmai de aceea, rolul pe care îl are baba de buric este unul esențial. La capătul opus, moartea este văzută precum o călătorie și nu este considerată un sfârșit, ci o transformare. Iar ritualurile morții reprezintă o exorcizare a durerii provocată de moartea cuiva drag, precum și de ideea propriei morți. Moartea a avut dintotdeauna o gravitate și un misticism aparte, o proprie lume a ei guvernată de anumite legi și structuri. Între cele două lumi, cea pământeană și cea de dincolo, există un hotar, care teoretic poate fi trecut o singură dată și într-un singur sens. Practic însă, în credința populară, acest hotar poate fi uneori neclar și, prin urmare, încălcat.
Astfel, sufletul celui decedat, în funcție de cum a fost omul în timpul vieții, poate să ajungă în rai sau în iad, iar în cazul în care nu va reuși să treacă hotarul, va fi condamnat să rătăcească între cele două lumi, într-un univers difuz, ancorat atât în lumea materială, cât și în cea spirituală, nevăzută și necunoscută. Fiecare etapă a vieții are un întreg capitol de datini, tradiții și superstiții care o înconjoară.